domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnă secretar general al Comunei Palanca, stimați invitați, prin ordinul prefectului județului Bacău, numărul 364, din 23.10.2020, a fost convocată ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Comunei Palanca, pentru data de 25.10.2020, ora 16. Cei 13 consilieri aleși și validați de judecătoria Moinești prin sentința civilă numărul 324 din 14.10.2020 au fost convocați conform prevederilor articolului 116, alineatul 3 din ordonanța de guvern numărul 57/2020 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare. Din cei 13 consilieri aleși sunt prezenți 13 consilieri, astfel că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările privind ceremonia de constituire a Consiliului Local. La ședință participă ca invitați cadre didactice, șef de unități, preoți și așa mai departe. Ordinul de convocare. Ordin pentru convocarea consilierilor locali la ședințele privind ceremonia de constituire a consilierilor locale din județul Bacău ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. Având în vedere referatul numărul 21.501/22.10.2020 al Serviciului Juridic, prevederile articolului 116, alineatul 1, articolul 150, alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și ordinul prefectului județul Bacău numărul 225 din 14.07.2020 privind stabilirea numărului membrilor consiliilor locale municipale, orășenești și comunale din județul Bacău pentru alegerile autorităților administrației publice locale din anul 2020. În temeiul articolului 275, alineatul 1, ordonanța de guvern a Guvernului României numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completări ulterioare se emite următorul ordin. Articolul 1. Consilierii locali, validați ca urmare a alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020, sunt convocați la ședința privind ceremonia de constituire a consiliilor locale conform anexei la prezentul ordin. Reprezentantul prefectului la ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local va fi desemnat prin delegație scrisă în baza ordinului prefectului. Ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local va avea loc cu respectarea legislației privind siguranța sanitară în contextul evitării răspândirii virusului SARS-CoV-2. Și acest ordin se va emite, bineînțeles, și trimis către serviciul juridic din cadrul instituției prefectului, secretarul general Unității Administrativ Teritoriale. În conformitate cu prevederile a articolului 116, alineatul 4 din ordonanța de guvern numărul 57/2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, lucrările ședinței privind ceremonia de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier local, al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali, ale căror mandate au fost validate. Din datele puse la dispoziție rezultă că cel mai în vârstă consilier este doamna Amagdei Paraschiva, născută la data de 1.1.1951, iar cei mai tineri consilieri aleși sunt domnii Lupaș George Daniel, născut la data de 1.3.1993 și Hălănei Alina Elena, născută la data de 15.9.1983, care sunt invitați, împreună cu mine, să preia conducerea ședinței. Vă rog, alături de mine aici. Doamna președinte, vă rugăm. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată și garantăm
că nu, că ne vom folosi de toată priceperea noastră și împreună cu colegii mei vom conduce lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Local Palanca în conformitate cu legile. Dau citire ordine de zi din această ședință. 1. Depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate vor fi validate, au fost validate de judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunei Palanca, județul Bacău. Deci depunerea jurământului de către primarul Comunei Palanca. Începem cu depunerea jurământului consilierilor locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de judecătoria Moinești în scopul constituirii Consiliului Local al Comunii Palanca, județul Bacău. O invit pe doamna secretară Udar Obica, secretarul general al Comunii Palanca, să prezinte încheierea din data de 14-10, prin care au fost validate mandatele consilierilor locali aleși. Și vă rugăm numai validat, da? Da. Conform sentinței civile numărul 324 din 14 octombrie 2020, judecătoria Moinești hotărăște. În temeiul articolului 114 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019, validează mandatele candidaților Maxim Constantin, Amagdei Paraschiva, Ioniță Grigore, Crăciun Aurel, Hăineală Constantin, Popoviș Petronel Marius, Hălănei Alina Elena, Gabor Nicolae Cristian, Lupaș George Daniel, aleși pe lista Partidului Social Democrat. Urdea Dumitru, Butucaru Merlușcă Florina, Atrejii Cezar, aleși pe lista Partidului Național Liberal. Filip Vasile, ales pe lista Partidului Mișcarea Populară, în funcția de consilier local ai Comunei Palanca, județul Bacău. Ia act în aceeași hotărâre că Paliștan Adrian a renunțat la funcția de consilier din partea Partidului Social Democrat. Prezentă se comunică și putem gândi. Dacă explicați puțin cum se va desfășura ceremonia de depunerea jurământului? Da. Conform prevederilor articolului 117 aliantul 1 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali declarați aleși, ale căror mandate au fost validate, sunt invitați să depună jurământul în limba română, cu formă religioasă sau fără formă religioasă, la alegere. Jurământul se va depune după următoarea procedură. Voi invita în ordine alfabetică consilierii locali să depună jurământul. Aceștia vor veni pe rând în fața mesii speciale amenajate, așa, aici, în care se află un exemplar din Constituție și Biblie. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și pe Biblie și va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credință imprimat pe formularul special. Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea va fi înmânat consilierului local. În timpul depunerii jurământului de către doamnele și domnii consilier, rog asistența să ne ridicăm în picioare. Dau cuvântul doamna președintă, în ordine alfabetică. Da, aleși. În ordine alfabetică. Da. Da. Pe amândouă așa? Nu mai jurăm. Jur să respect. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului Comuna Palanca. Așa să mă ajute Dumnezeu. Și mă succes în urmă, da. Mulțumesc. Domnul Atreșu Cezar. La fel, mă jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să ne ajute Dumnezeu. Semnați pe dumneavoastră. Mulțumesc.
succes. Ne ajută. Doamna Stucară, ne vom să vorbim. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am două exemplare, da? Una dumneavoastră, una meu, un succes. Citește. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să mă ajute Dumnezeu. Și ce da? Pe două. Da. Un succes și vom ajuta. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Am două. Nu, mai am unul. Doamna Vederi, Alina Elena. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorii Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Succes! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele localității Comunei Palanca. Așa să-mi aduce Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comunei Palanca. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, sigur că da. Nu, nu e nicio. Da. Nu e o problemă, da. E greșeală, da. Acum am dat seama. Hai, ne-am lăsat.
Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Nicolae Cristian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să respect Constituția țării și legile țării, să... jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și priceperea mea pentru bine locuitorilor Comuna Palanca. Așa să mă ajute Dumnezeu. Aici. Care? Asta? Semnătura. Am două. Așa la canalizare. Care ne-a acordat întreaga încredere. Dau cuvântul lui domnului Narcis Zitaru, subprefectul al județului Bacău. Potrivit articolului 118 alineatul 1 din ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local este constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor Consiliului Local stabilit pentru Consiliul Local Palanca. Deoarece au depus jurământul un număr de 13 consilieri, Consiliul Local al Comunei Palanca este constituit. În termen de 3 zile se va emite ordinul prefectului prin care se constată îndeplinirea condițiilor legale de constituire a Consiliului Local. Punctul 2 din ordinea de zi. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, depunerea jurământului de către primarul Comunei Palanca. Dau cuvântul domnului prefect pentru a da citire numărul 330 din 13 pronunțată în ședința din camera de Consiliu a Județului. Dumneavoastră deja m-ați ajutat, mi-ați citit introducerea, să citesc doar validarea. Da. În numele legii, validează alegerea domnului Paliștan Adrian din partea Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al Comunei Palanca, județul Bacău. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instituției prefectului județului Bacău și Consiliului Local Palanca, județul Bacău, cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință. Domnule primar. În fața Consiliului Local al Comunei Palanca, jurământul pregătit de la numărul 107 din hotărârea de OUG, 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare și apoi să-l semneze. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Palanca. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eșarfa, doamna secretar general. Felicitări, domnule primar!
puțin cuvânt acum. Sigur că da. Luați loc. Domnule subprefect, dragi colegi consilieri, onorată asistență, ne aflăm la ședința solemnă care aproape că și-a epuizat ordinea de zi. S-a făcut în temeiul ordonanței de urgență 57/2019, astfel că în încheiere o să vă spun câteva cuvinte. Vreau să vă mulțumesc întâi tuturor celor care ați ieșit la vot, ați votat și ați ales, și tuturor celor care n-au ieșit. Începând de astăzi încolo, s-a încheiat campania electorală. Suntem cu toții aici pentru binele comunității, să ne punem toate forțele și toate puterile noastre, așa cum am jurat, pentru înfăptuirea unor lucruri bune și mărețe pentru Comuna Palanca. Avem în desfășurare o serie de proiecte la care, începând de mâine, o să continuăm ceea ce s-a făcut și până acum. Avem în plan alte proiecte de dezvoltare pe care nu le nominalizez acum, despre care o să luați la cunoștință și o să votați în consecință. Cert este că avem treabă multă. Parte dintre dumneavoastră au fost și în Consiliu Vechi. Cei care sunteți mai noi acum veți vedea. Așa că o să intrăm direct în pâine. Vă felicit pe toți domnii consilieri care, și doamnele consilieri, care formați Consiliul Local al Comunei Palanca, și încă o dată vă invit să muncim spre binele comunității și să depunem toate forțele și diligențele pentru dezvoltarea Comunei Palanca. Despre mine știți, de 16 ani m-ați pus la treabă și asta fac. Așa că și de acum încolo să știți că puteți avea încredere că știu bine ce fac și fac bine ce știu. Vă mulțumesc! Da. Aș avea și eu în două cuvinte, domnului primar. Urez mult succes și multe realizări în noul mandat pe care l-ați obținut. Mă bucur că am lucrat împreună în cei 16 ani, cu rezultate bune, mai puțin bune. Dumneavoastră fiind la un început de nou mandat, eu la sfârșit de carieră de peste 30 de ani. Mult succes și felicitări! Doamna secretar general, dacă puteți aduce la cunoștință... Am închis deja. Da? Da. Da. Deci, în încheiere, eu ar trebui să prezint câteva aspecte privind legea 144, privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, legea 161 privind asigurarea transparenței și OUG 57/2019. Eu mi-am pregătit extrase din legile care le-am enumerat și voi emana, domnilor consilieri, la sfârșit, cât un exemplar din fiecare. Le-am la dispoziție. Ce trebuie, domnul consilier, că în 30 zile maxim se depună declarațiile de interese și de avere. De avere și de toate. Ținem legătura și sperăm să colaborăm să fie bine. Mult succes urez, domnilor consilier, îmi pare rău. Peste. Dacă mai mult succes și felicitări. Părinte, dacă îți doriți acum, e un moment special. Vreau să luați cuvântul, părinte, și ziceți în toată lumea. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de tot întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește ce ce rău. Amin. Ca ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Succes și binecuvântare. Harul Dumnezeu să fie asupra tuturor. Doamne ajută! De astăzi. Am fost onorat să fiu alături de dumneavoastră la acest moment unic. Așa cum a spus și domnul primar, dânsul a trecut deja de 4 ori prin acest moment. Deja ne aflăm la al 5-lea. Da? Eu urez mult succes tuturor. Știu că comuna Palanca, alături de celelalte comune de pe Valea Trotușului, sunt o adevărată comoară pentru județul Bacău, această vale a muntelui sau a Trotușului, cum mai spunem. Și asta datorită gospodarilor de aici. Primari, consilieri locali, oameni. Vă urez mult succes, să aduceți numai ce este bun aici și să nu dați ce este rău altora. Să faceți echipă bună și multă, multă sănătate. Vă doresc. Mult succes! Închideți ședința. Da. Punctele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările ședinței privind constituirea Consiliului Local al Comunei Palancă.